Fosta proprietate a Băncii Naționale, situată pe strada Ștefan cel Mare din municipiu, a intrat în proprietatea Consiliului Județean în urmă cu 7 ani. Deși biblioteca județeană a fost mutată în această clădire încă din anii 90, directorul instituției susține că de mai bine de 20 de ani nu se efectua nicio igienizare în interiorul clădirii. Astfel, oamenii ce își desfășoară activitatea aici își pun sănătatea în pericol venind zi de zi la serviciu. Igienizarea în interior nu s-a făcut de peste 20 de ani de când biblioteca județeană s-a mutat acolo și este un real pericol și în interior, fiindcă dumneavoastră știți bine că și cărțile au bacterii, praf și cei care lucrează acolo pot suferi de boli profesionale dacă periodic nu se fac aceste igienizări. Reprezentantul bibliotecii spune că are probleme în mod special cu acoperișul și tencuiala clădirii, care reprezintă un pericol pentru toți cei ce vin să citească sau să împrumute cărți. Deși directorul Instituției de Cultură a făcut numeroase demersuri către Consiliul Județean în urmă cu 2 luni, până în acest moment nu a primit niciun răspuns, chiar dacă legea spune că în termen de 30 de zile trebuie să răspundă la solicitare. Am luat legătura în scris cu ordonatorul principal de credite Consiliul Județean, adresându-mă domnului președinte, domnilor vicepreședinți și Comisiei de Cultură. După 30 de zile speram să primesc un răspuns care nu a venit. Am făcut o revenire la adresa inițială, mai ales că între timp avusese loc acel cutremur de care v-am vorbit și situația s-a agravat. Din nou, răspunsul nu a existat. Singura instituție care a răspuns prompt la nevoile oamenilor de aici a fost instituția prefectului, care a dispus imediat o comisie formată din oameni de specialitate care au analizat starea clădirii. După mediatizarea problemelor, astăzi în jurul prânzului, directorul bibliotecii a primit însă un semn de la reprezentanții Consiliului Județean. Aceștia au trimis o echipă la fața locului pentru a fotografia clădirea. Acum se așteaptă și fonduri până nu este prea târziu.